Un mentor bun înseamnă cineva care nu doar îți arată cum trebuie să sune, ci îți explică ca cumva să vină din tine, să vrei tu să faci așa. Doamna Olivia Papam este profesoară de când aveam 5 ani și jumătate și întotdeauna a fost o bucurie să vin la lecție. Cel mai greu la mici, la vârste mici, pentru violoniștii mama. Să-l convingi că e ușor și nu e ușor, că e frumos și nu e totdeauna frumos. Te doare mânuța, îți înțepenește umărul, faci bătături în degete și muzica nu vine. La vioară se poate scârții multă vreme, lucru de care mă feresc și încerc să-i fac să ajungă la un cântecel. Cântecelul ăla, toată lumea l-așteaptă. Mi-a dat Dumnezeu niște elevi care să mă intereseze și care să mă țină în verba, indiferent de vârstă. Doamna Papa mi-a dat aripi și mi-a dat aripi să pot zbura unde doresc. A avut încredere în mine și asta e cel mai important. Sunt specialistă în cheile copiilor de suflet. Așa cred, sau așa îmi place să cred, dar cam așa mi se spune.